Domnului și apoi mulțumesc dumneavoastră care v-ați rugat pentru mine. Din luna trecută 22 până luna aceasta 2 am petrecut o perioadă în Filipines și la prima vedere m-a contactat fratele meu și a spus hai cu mine în Filipine. Am zis nu pot, ca și dumneavoastră, ca toți, nu pot. Am biluri, am lucruri, am toate, nu pot. Și mi-a făcut o legătură după câteva zile cu pastorul regional din Filipines, un tânăr care este mult mai tânăr ca mine și este responsabil peste 170 de biserici acolo. Și m-a chemat Josh, pastorul acesta, și mi-a fost rușine să-i spun nu. Am spus, dăm 3 zile, să mă rog, și vă spun ceva, dacă vreți să nu faceți nimic, ca nu vă rugați. Că m-am rugat 3 zile și Dumnezeu mi-a zis să mă duc. Și dacă vrei să faci ceva pentru împărăție, doar roagă-te și vei vedea că Dumnezeu te trimite, că are de lucru pentru toți. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar să ne pună undeva să ședem bine, să avem bine de mâncat, bine de băut, un program sau două pe duminica la biserică sau așa și haideți la rai. Dumnezeu are un scop pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să ne descoperim acest scop. Și am fost invitat și am fost acolo cu un grup de 14 persoane și doar câteva lucruri despre Filipines. Este o țară de 100 de milioane de locuitori, așezată pe 7107 insule, 3 regiuni mari și 2000 de insule încă nu sunt cu locuitori. Majoritar sunt catolici acolo, romano-catolici, dar ca și ortodoxi la noi, un pic mai rău. Deci ei nici nu practică chiar nici de Crăciun, nici de Paște. 10% aproape sunt evanghelici ca și noi, 5% musulmani, 1% budiști, 2% mitologiști, cred în superstiție și așa mai departe. Limba oficială a lor este Tagalog. Sigur că au 8 dialecte diferite, dar Tagalog se numește și pe lângă ea este limba engleză. Acolo toți vorbesc engleză. M-am mirat mult că se cântă și în limba lor, se cântă și în engleză. Tinerii toți cunosc engleză. La evangelizări vorbeam cu traducător, cu translator, dar la seminarul care l-am ținut cu ei, toți au știut engleză și toți cunosc engleză. Este ceva frumos. Ce făceam ziua? Ne scolam de la 6 dimineața, la 7 începeam lucru. Când ne săturam de lucru, ne făceam un duș rece, pentru că nu lucra apa caldă acolo, și la evangelizare. În fiecare seară evangelizare, cu aceia care lucram cot la cot ziua. În fiecare seară evangelizare și am fost și la o pușcărie. Aș vrea să pun, am doar 2-3 poze pentru voi, n-am multe, nu sunt eu cu computere, dar aici este o femeie, o soră. Bănuiesc că voi vă uitați la imaginea aia înaltă, dar vreau să vă arăt cineva cu o inimă mare, o soră. Îi spune noi, mama Lidia, îi spuneam, sora Lidia Răscol, care este a doua oară în Filipines. Prima dată a fost acolo cu 5.000 de tone de orez, să dea la săraci acolo. A venit la mine și plângea, frate Mike, nu mi-a ajuns orezul, atâta sărăcie. Zicea, am să mă duc din nou, dar am să mă duc cu mai mult. Și de data aceasta, sora aia, așa cum o vedeți, cu o inimă mare, 20 de tone de orez. Aproape 1000 de saci de orez. Femeia aceasta a adus în poșeta ei, în Filipine. Ea încă este acolo și acum chiar este răcită. Doamne, Domnul să binecuvinteze, să-i dea sănătate. A umblat prin ploaie și a strigat la oameni prin câmpii, prin dealuri, haideți la orez, haideți la orez. A dat orez și dă orez și ea încă este acolo, încă pentru 2 luni. Dumnezeu să o binecuvinteze. Este mică de statură, dar
are o inimă mare pentru Dumnezeu, de peste 10 ani lucrează în România cu copiii săraci. Le dă de mâncare la două cantine în fiecare zi. Mai dă altă poză? Aici este echipa care am fost în albastru. Ceilalți sunt la aeroportul Manila. 40 persoane am fost acolo. Alta? Aici este la penitenciar, la pușcărie, la femei. Pe femei le-a lăsat să iasă afară. N-au fost multe, doar 57 de femei sunt acolo. La evangelizare au ieșit în curtea de afară. La bărbați nu le-a dat voie decât am vorbit cu ei printre gratii. Mai departe? Aici doar o poză am făcut cu pastorul Josh, reprezentatul bisericilor de acolo, și la bărbați în pușcărie. Deci am vorbit cu celulă separat, într-o celulă, cât e stage-ul ăsta de mare, cam 70 la 80 de persoane stau, patru rânduri, fără saltea, fără pătură, fără nimica, pe scândură. Și stau, unii din ei stau de 10 ani de zile acolo ca să fie judecați. N-au judecători. Deci așteaptă, sunt arestați de 10 ani unii din ei care așteaptă să fie judecați. Cei mai mulți sunt pentru droguri închis. Și femeile și bărbații. Mai dați? Aici este biserica de duminică după masă. Vedeți și voi confortul unde stau ei. Pământ pe jos, câteva scânduri pentru scaune, dar se adună și cântă și ce fericire am văzut pe fețele lor, nu o vedem la noi, la români. Așa cât au ei. Mai departe. Aici este limuzina care ne-a dus toate acestea 10 zile. Cel mai mult am petrecut deasupra unde vedeți bagajele. Acolo nu este vorba de centură, de siguranță. Se agață omul de orice, îl prinde, stă agățat în aer să ajungă până unde ajunge. E căldut, este cald, cald și umiditate. Deci am transpirat și zi și noapte. Și zi și noapte am fost uzi pe tricou dinăuntru. Mai departe. Și aici este pastorul Josh cu soția lui. Mai una? Atât. Mulțumesc. N-am vrut să vă iau timpul prea mult cu aceasta, dar Dumnezeu lucrează. Și vă întrebați poate de ce noi să mergem acum în Filipine? De ce? Pentru că Iisus a zis, Evanghelia aceasta trebuie să ajungă până la marginile lumii, la marginile pământului, și apoi va veni sfârșitul. Dumnezeu îi are în vedere pe ăștia din jurul nostru, dar ăștia din jurul nostru nu se mai pocăiesc la o predică. Ăștia se vor pocăi la o viață trăită, care vom fi noi Evanghelie pentru ei. E important să fim aici, să le vorbim oamenilor, dar mergi la așa o distanță și poate doar să vă spun, ultima seară de evanghelizare, ne-am adunat chiar pe locul unde se construiește biserica, are deja parte din acoperiș gata să fie pus, pe betonul acesta ne-am adunat, a fost 200 ceva de majori, plus copii, fără număr, acolo. Și la chemare au fost peste 30 de persoane numai în seara respectivă care au promis că se botează și că își dau viața lui Iisus Hristos. Dumnezeu este drept. Săracilor li se vestește Evanghelia. De aceea e nevoie să mergem și acolo, e nevoie să stăm și acasă. Zic, Doamne, ajută-ne să fim lumină. Tu și eu s-ar putea să fim singura Evanghelie care o va citi cineva vreodată. De aceea este important să trăim cum a trăit și Iisus Hristos. Și mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să ne trimită. Este mult de lucru. Luna viitoare să merge iară cu o echipă să se continue lucrarea la biserică. De ce, Daniel, de ce Dumnezeul vremurilor noastre, întreb și eu, Dumnezeul acesta care a lucrat în mod miraculos cu un om ca Daniel, mai lucrează el și astăzi? Este el revelant generației noastre, generației părinților noștri? Nu de mult, Domnul se prezintă la un om pe nume Belșațar, și spune numărat, cântărit și împărțit. Și m-a durut inima
să văd că Dumnezeu nu-i dă o șansă la omul acesta de pocăință. Și la prima vedere așa se pare. Dar omul acesta a trăit în casă la un om credincios, un om care a lucrat Dumnezeu cu el, cu Nebucadnețar, cu semne și minuni. Un om care a început rău și a sfârșit-o bine, un om după inima lui Dumnezeu, un om smerit, care a fost tatălui, adică Nebucadnețar. Și la Belșațar spune numărat, numărat, cântărit și împărțit. El își dă examenul și nu trece cu bine. Ce ai face tu și ce aș face eu? Să vină Dumnezeu în dreptul tău și în dreptul meu să spună numărat, cântărit și împărțit. Te-am găsit ușor. Și de aceea ce am propus să îți dau ție, voi da la altul. Nu va fi trist? Și totuși Dumnezeu, mă iertați că am ceva de când m-am întors, trebuie apă. Împărțit, să dea Dumnezeu ceea ce vrea să-ți dea ție, să dea la altul. De ce? Pentru că noi nu suntem atenți, suntem prea obișnuiți cu binele. Suntem prea obișnuiți cu toate. Suntem obișnuiți chiar cu Dumnezeu. Suntem obișnuiți chiar cu biserica. Și uităm, de fapt, motivul pentru care venim la biserică. Vedeți, în fiecare zi, ca și Belșațar, noi dăm examene, dar nu ni se spune, vezi că astăzi vei da un examen. Nu ni se spune, dimineața când ne sculăm, vezi că azi ai 3 examene și pregătește-te bine. De obicei ne dăm seama că am avut un examen după ce am căzut. Dumnezeu ne pune în fața unor lucruri în fiecare zi, în fața unor alegeri și Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Spune despre împărăția aceasta că în vremea acestor împărați Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi biruită niciodată, ba ea însuși va nimici celelalte împărății. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm împreună cu Hristos spre a nimici împărăția întunericului, să a lărgi în împărăția dragostei sale. Suntem împreună lucrători cu Hristos în Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Avem în fiecare zi examene de acestea de luat. Cum le trecem noi? La nimeni nu-i place examene. Tinerilor, vă plac examenele la școală? N-am văzut pe niciun copil de-a meu, ei, așa, bucuros, mâine am un examen de finală și n-am văzut pe nimeni, dar avem. Că ești de 78 de ani, că ești de 15 ani, ce vârstă trebuie să ai ca să fii folosit de Dumnezeu? Vedeți? Dumnezeu se folosește de la copii până la cei mai înaintați în vârstă. Dumnezeu ne pune pe cântar și aș vrea să ne găsească grei, aș vrea să ne găsească cu maturitate, aș vrea să ne găsească plin de Duhul lui Dumnezeu în momentul când vom fi pe acest cântar. Primul test care îl avem și îl avem de trecut în fiecare zi este schimbarea numelui. Daniel smult din mâna părinților duși în Babilon, nu știm dacă părinții lui au murit pe loc sau nu, sau ce s-a întâmplat, dar vedem că este adus în Babilon și primul lucru de care se agață împărăția asta întunericului, se agață de numele lui Daniel. De ce? Pentru că Daniel înseamnă Jehova este judecător. Și împăratul nu i-a plăcut, ca și în zilele noastre, la nimeni nu-i place să știe că Dumnezeu este judecător, nu-i așa? La școală, la lucru, oriunde, nu le place să audă că Dumnezeu va judeca pământul odată. Așa și lui Nebucadnețar. Nu-i place să audă Jehova, adică Dumnezeul lui Israel, este judecător și dă alt nume. Și spune Belșațar, adică Bel, care era zeul lui Babilonului, Bel apără pe rege. Îi dă un nume să-i placă lui. Vă întreb, a reușit Daniel la examenul acesta? Până la sfârșitul cărții,
Se spune, eu Daniel, împăratul mezilor strigă după numele lui din groapa cu lui. Ce îi spune? Daniele, om prea iubit și scump, pututa Dumnezeul tău să te scape. Deci Daniel a rămas Daniel. Este o luptă pe viață și pe moarte în fiecare zi pentru numele nostru. Dumnezeu ne-a dat un nume frumos, fiu de împărat, fiu de Dumnezeu, și în fiecare zi se luptă cel rău să schimbe numele. Să te numească, eu știu cum, vă aduceți aminte, curvarul din Corint, să spună curvarul din Stanton, să spună hoțul, să spună mincinosul. Când se pronunță numele tău, se întâmplă ceva. Când se aude de Maica Antimie, oamenii vor ști ce a făcut omul ăsta, nu cum arată el. Și mai ales la români. Noi în România am avut chiar și porecle. Nu-i așa? Tot satul. Nici nu-ți spunea pe nume. Du-te la șoricel și o să te ajute. Sau la lopate, sau la cine știgând. Deci, un nume. Nume este important. Numele este foarte important. În Vechiul Testament vedem ce important a fost numele. Dumnezeu îi spune, te voi numi Avraam, adică tatăl multor neamuri, și încă omul ăsta a mai durat încă 10 ani să aibă un copil. Să te numești tatăl multor neamuri, să n-ai copii. Nu-i așa? Sau ca Sara vă faceți voi, spunea, dacă Sara îl numea pe Avraam domnul ei, vă întreb și eu, n-ar fi ușor să-i spui la bărbat, domnul meu, când el toată ziua te cheamă prințesă? Sarai asta înseamnă, prințesă. Să spună soțul, prințesa mea în fiecare, nu îi spune, domnul meu? Numele contează foarte mult, conta foarte mult, dar contează și în viitor. Iuda, care înseamnă lăudați pe Domnul, a ajuns, când spun cuvântul Iuda, ce ne gândim? Vânzător, trădător, nu-i așa? Toma, necredinciosul din secolul al IV-lea, credincioșii noștri îl numesc necredincioși pentru o greșeală. Până nu văd, până nu pun degetul, până nu pun mâna, n-am să cred. Iisus spune, nu fi necredincios, ci credincios. Nu e așa că numele contează așa de mult. Și Iisus vrea să ne dea un nume nou, pe o tăbliță albă, care numai Dumnezeu știe și tu. Ești chemat să-ți păstrezi numele acestea. Esau, pentru o ciorbă și-a vândut dreptul de întâi născut. Pentru o ciorbă de linte. Așa de ușor ne vindem numele de copil al lui Dumnezeu. În fiecare zi este atacat acest nume. Un nume bun este mai mult decât o mulțime mare, ne spune proverbe. Un nume bun. În fiecare zi ești atacat. Păstrează acest nume. Ține-l ca și Daniel, cu cinste. Și Doamne, dă biruință tinerilor, dă biruință celor mai în vârstă, dă-ne biruință să purtăm cu cinste acest nume de fiu și fiică de cel prea înalt. Apoi, dacă numele este atacat în fiecare zi, suntem atacați și la curăție. Avem de trecut un examen al curăției. Vedeți că Daniel a fost dus departe de părinți. Cred că avea 17-18 ani, nu ne spune Biblia, dar a fost foarte tânăr, poate și mai mic. Dus departe de părinți, și ne spune Biblia că Daniel s-a hotărât să nu se spurce în inima lui. Îi se pune mâncarea cea mai bună, zicem noi, mâncarea împăratului, și el spune, nu vreau să mă spurc cu așa ceva. Vă întreb eu, în celelalte Daniel ar fi fost spurcat în ceva? Cred că mâncarea a fost ultimul lucru pe lista lui care a spus, nu mă ating fiindcă mă tem de Dumnezeu, fiindcă a ajuns să crească într-o familie în care s-a pronunțat numele lui Dumnezeu. În fiecare zi suntem tentați. Pentru Daniel, Dumnezeu l-a răsplătit pentru aceasta și spune că la un an de zile
Trei ani era școala și el a absolvit școala într-un an de zile. Spune, la un an de zile, Dumnezeu, împăratul când i-a chemat și i-a pus în rând, spune că lui Daniel și celor trei i-a dat Dumnezeu înțelepciune de 10 ori mai mult ca cititori în stele și înțelepții Babilonului de atunci, deci erau 10 înțelepți al împăratului și Daniel. Și Daniel știa mai bine ca 10 înțelepți. De ce? Pentru că Dumnezeu dă înțelepciunea, pentru că Dumnezeu răsplătește pe cineva care se încrede în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu răsplătește pe tine care hotărești în inima ta să-L slujești pe Dumnezeu și când nu te văd părinții. Caracter înseamnă ceea ce faci când stai înascuns și nu te vede nimeni. Caracter este atunci când alegi binele și chiar dacă ți se pare că nu ai niciun favor sau chiar în pierdere. Dar vezi că cel rău nu îi place de lucrul acesta. Cel rău vrea mereu să ne tenteze și spune, las că te acopăr. Faci o prostie, cel rău îți mai aduce o pătură. Faci altă prostie, cel rău îți mai aduce o pătură. Până ajungi, spunea cineva, la 99 de pături. La ultima prostie, zice, nu mai am pături. Și ți le ia și alea 99 că trebuie să le ducă la prietenul tău. Și rămâi dezvelit. De ce? Pentru că nu ne ținem de integritate și de ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Daniel a hotărât. Suntem expuși prin văz, prin miros, prin gust, prin urechi, prin pipăit. În fiecare zi. Biblia spune că ochii nu se satură văzând și urechile nu obosesc ascultând. Până când, întreb eu? Hai că asta e mai lată, dar după asta mă pocăiesc. Până când? Avem noi obiceiul să spunem, azi mai mânc o mâncare, dar de mâine încep să slăbesc. Mai merge asta, dar de mâine chiar că mă pocăiesc așa cum mă vrea Dumnezeu să fiu. Întreb-o până când. Știți că iadul va fi pavat cu mâine? Da, dar nu acum, mâine. Cel rău este de acord cu tine, să te pocăiești și să slujești pe Dumnezeu cu toată inima, dar nu acum, mâine, că azi mai are ceva pentru tine. De câteva luni numai am îngropat un tânăr, Salvador îl numea. Ba, a venit și la biserică, cred că de 10 ori a fost la biserică și i-a și plăcut. Dar n-a pus capăt păcatelor, a zis că mâine. Și a mers la un biliard, ca oricare tânăr, să joace un biliard și a venit prietenul lui, fiindcă i-a luat gagica, că era foarte musculos și arăta bine. De 5 ori l-am pușcat aici în Santa Ana, într-un bar. De 5 ori l-am pușcat în piept. Nu știu dacă a mai avut timp Salvador să spună, Doamne, iartă-mă. A murit pe loc. De ce? Pentru mâine. Uităm cât de serios este Dumnezeu cu noi. Uităm cât de mult ne iubește Dumnezeu și ne vrea cu gelozie pentru El. Biblia spune că astăzi este ziua ta. Dacă astăzi suntem încă aici, înseamnă că încă Dumnezeu ne mai dă șansă să trecem examenele bine. Numele tău este atacat. Ești atacat la nivelul simțurilor, la ceea ce vede ochii, la ceea ce aude urechile, la ceea ce unde pui mâna. Dacă nu e a tău, nu pune mâna. Dacă mâna te face să cazi în păcat, spune Biblia, tai-o, ajunge așa de ridicol, poate aș spune eu, să stai mâna ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar poți să stai mâna și în minte tot acolo să fii. Trebuie să ne reînnoim mintea noastră. Să gândim la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Să gândim la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Trebuie o reînnoire a minții în fiecare zi. În inima, în mintea noastră să ne hotărâm. Vă spun ceva, dacă suntem bătuți la nivelul minții, am pierdut. Mergem ca și boul la ceea ce caută. De ce? Pentru că lupta se dă aici.
Daniel a hotărât aici, în mintea lui, a hotărât să nu se spurce. Avem nevoie să hotărâm și nu mâine, astăzi. Și Doamne ajută la aceasta. Apoi, este și testul credinței. Am vorbit despre un Dumnezeu actual, de astăzi, de acum. Și dacă aș întreba, și chiar vreau să întreb, fraților, câți dintre dumneavoastră ați pus vreodată pe Dumnezeu la încercare? Vreau să văd o mână. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea să văd câți dintre dumneavoastră Dumnezeu v-a răspuns când l-ați pus la încercare. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul de astăzi. Numai a părinților noștri, numai a bunicilor noștri este un Dumnezeu care vrea să-și facă de lucru cu tine. Un Dumnezeu gelos, care ne vrea pentru El. Este și testul credinței. Vedeți când împăratul visează visul acesta și este tulburat. Și vreau să cred că a uitat visul și vroia și visul și tălmăcirea, nu s-a găsit nimeni pe pământ. Și ei chiar spuneau că nu este nimeni pe pământ să poată să spună împăratul ce cere împăratul. Ce face Daniel? Merge la Arioc și spune, du-mă la împărat, nu mai omorâți înțelepții, că nu sunt ei de vină, du-mă la împărat. Și cere câteva zile, spune, dă timp robilor tăi și îți voi aduce și visul și tălmăcirea. Și merge acasă, un tânăr absolvit de școala lui Nebucadnețar de un an de zile, un tânăr merge acasă, pune genunchii la podea și zice, Doamne, dă-mi revelația aceasta. De ce? Pentru că a crezut în părinții lui, a crezut în Dumnezeul părinților și bunicilor lui, a crezut că Dumnezeu lucrează și la nivelul lor, chiar dacă sunt tineri. Ce face Dumnezeu? Așa mă uimește Dumnezeul acesta, spune că îi dă lui Daniel nu numai visul și tălmăcirea, îi dă și gândurile împăratului. Spune, împărate, să te ai culcat și te gândeai la lucrurile care o să fie după acestea. Îi dă și gândurile împăratului. Și când se prezintă înaintea lui împăratului, ce spune? Nu eu. Eu sunt ca și ceilalți. Dar există un Dumnezeu care vrea să arate împăratul ce va veni după acestea. Și îi spune împăratului visul, îi spune și gândurile lui, îi spune și tălmăcirea lui. Spune Biblia că am citit, când împăratul aude așa ceva, spune să dă jos de pe tron, îngenunchează în fața unui tânăr și recunoaște că acest tânăr are pe Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și că El este singurul care poate să facă așa ceva. Recunoaște? De ce? Pentru că un tânăr și-a făcut temele acasă. Pentru că un tânăr a pus pe Dumnezeu la încercare. De câte ori ești pus la încercare și te ascunzi între colegii tăi? Te ascunzi să nu te vadă nimeni. Și tu ai soluția și Dumnezeu vrea să-ți dea biruință. Și Dumnezeu vrea să propovădească prin tine. Trebuie să umblăm în fiecare zi cu Dumnezeul acesta. Nu este o joacă. Nu este doar o închinare și vin românii și suntem. Și atâtea întrebări și atâtea probleme. Și de ce americanii nu sunt ca noi? Și de ce e rău cu americanii? Și câte și mai câte. Vă spun eu, Dumnezeu v-a lăsat să vă nașteți într-o familie de români. Ce avem noi, n-au americane. Mă doare de americani și mă rog ca Dumnezeu să-i mântuie, dar noi avem ceva extraordinar. Noi te punem în legătură cu Hristosul, te pui la rugăciune o oră și nu ești tu, nu ești decât tu și Hristos. Trebuie să-L cunoaștem, trebuie să te cunoască. Pentru că la sfârșit va zice, vino, slugă bună, sau du-te, niciodată nu te-am cunoscut. Doamne, dar cum? O viață întreagă am mers duminica, seara la biserică. Și în rest mi-am făcut de cap. Trebuie să te asiguri că Iisus te cunoaște. Cum? În rugăciune. Și îți spun eu că dacă la rugăciune, la biserică nu te rogi, nu te rogi nici acasă. Dumnezeul generației noastre vrea să aibă ceva cu noi, ceva special, ceva aparte, ceva care să hotărăști
și să slujești. Cei trei tineri în fața cuptorului spune, Dumnezeu ne va scăpa de tine, împărate, dar și ne va scăpa și de cuptor. Dar dacă nu vrea să ne scape de cuptor, noi tot nu ne închinăm.